Salut, sunt Silent Rose și vreau să facem un remember la ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni. Într-o dimineață am intrat pe un host, am vrut decât să văd dacă merg serverele de online. Am jucat cu cineva, neștiind cine e, am ieșit, oricum nu doream să stau. Acel cineva era Adrian, juca cu un nick, nu mai țin minte și nici n-am dat importanță la chestia asta. Dar a doua zi a apărut un videoclip pe YouTube cu titlul Mucles Silent Raw, având pe fundal o manea, ceva de genul la mișto te fac cum vreau eu. Atât titlul cât și melodia de pe fundal părea mea că au fost puțin cam ironice. Adrian a postat videoclipul pe YouTube și l-a trimis la toți prietenii lui. Și atunci mi-am zis, cu prima ocazie când îl prind pe Adrian, am zis, hai să filmez și eu, să vadă lumea cât este el de bun și cum mă ia la mișto. Că tot se crede el că este cel mai bun din lume. Am intrat la el pe host și am jucat cu numele de clan. Am încercat să jucăm, dar se pare că pe prima mapă, Meet the Courier, după primele 4 kill-uri, Adrian a schimbat harta. Din ce motiv? Bănuiesc că nu mai știu, dar pe prima hartă au făcut 0 kill-uri. Și nici nu mă așteptam să facă mai multe. Punând a doua mapă safe house, au început cu ironiile, Ion pârți și alte chestii. Dar după câteva minute de joc, 2-3 minute, au schimbat din nou mapa. Se poate vedea chiar în videoclipul subliniat cu roșu. Acest videoclip l-a marcat tare mult pe Adrian. Orgoliul și reputația lui Adrian au fost pătate. Și de aceea el s-a gândit să se răzbune. Și în ce fel? Hai să vedem. După cum vedeți, în videoclip apar cele trei nicuri care le folosesc eu. Când cineva joacă cu nicurile tale, asta înseamnă că tu ai valoare. După cum vedeți, a folosit o hartă oarbă, în care nu există clădiri, nu există nimic, este totul bug și m-a luat prin clădiri. Cei doi frustrați, Adrian și Ion, s-au gândit să-mi facă rău. Așa că ei au folosit nicurile mele și au trișat pe toate serverele. Dar ce se întâmplă când apare adevăratul Silent Raw? Pentru că ceilalți jucători își vor da seama că cineva joacă cu numele meu și trișează cu numele meu. Indubitabil, adevărații prieteni și cei care mă cunosc și-au dat seama că sunt doi idioți și că nu sunt eu. Trișând cu nicurile mele, aceștia mi-au provocat insomnii. N-am putut să mănânc, am avut dureri, în special undeva puțin mai jos de buric. A fost groaznic. În fond și la urma lumei este doar un joc. Cel mai grav este că de la un joc până la ajunge să te iei de familie, de soție și de copil, este destul de grav. Adriane, și tu ai o soție și tu ai o fetiță care are undeva la 11-11 ani, din câte știu eu. Ioane, și tu ai o soție? Toți avem familii. Dar ce legătură au familie cu jocul ăsta? Nu pot să înțeleg. Adriane, dacă tu îți permiți să-ți bagi ceva în copilul meu, mă gândi ce se întâmplă și cum vorbești tu cu fetița aia ta de 10 ani. Să luăm un exemplu pe Vicu. Dacă stai și ascunzi vocabularul lui Bicu, se pare că Bicu n-a avut o copilărie fericită. Poate a fost abuzat. Dar asta nu este problema noastră. Iar tu, Adrian, dacă ai asemenea fantezii cu nevastă mea, băi, atât timp cât ești prieten cu ei, de ce nu vă faceți voi doi swingers? Ha? Ce aveți de pierdut? Și apropo, Ioarne și Bicu, ieri v-ați obligat că nu v-am lăsat să joc gaz la mine pe server. Nu sunt obligat să vă țin la mine pe server. La mine pe server joacă cine vrea eu. Atâta timp cât eu nu am intrat la voi pe server, nu văd de ce să intrați voi la mine pe server. Pe lângă faptul că jucați cu skin-uri, instalatoare și alte minunății, arătați că sunteți idioți, amândoi. Și de ce? Spre exemplu, Bicu, care a jucat la germani. Bă, chiar nu mă interesează ce slujmă. Chiar nu mă interesează. Este problema ta și numai a ta. Posibil, în paranteză, este persoana care vrei să o sugi. Uitându-ne puțin în dreapta, îl vedem pe Ion care a reușit performanța de 8 kill-uri. Ioane, să înțeleg că tu e posibil să durești de la Silent Raw ce e în fața numelui său. Așa deduc eu de aici. Am să încerc să vă satisfac la amândoi dorințele. Dacă mă rugați frumos. Dar să lăsăm dorințele la o parte și haideți să vedem un scurt fragment eu, Ion și Adrian. Adrian juca cu Sniper, Ion cu Spegnax. Da.
Și acum am vedeți o confruntare față-față între mine și Adrian. De data asta l-am doborât. Mă îndrept spre podul mare. Băieții bănuiesc că acum sunt într-o fabuloasă conversație pe Skype și comunică poziția mea. Dintr-o dată hotărăsc să mă întorc, așa, intuiția. Și pac, Ion tocmai s-a culcat puțin la pământ. Ce să facem? Asta este. Dar sigur, cum să nu, amoal, 100% amoal. Adrian așteptând după colțul ca să mă ia, na, că el este decât pândaci. Nu e față în față. Iară ca de la pământ. Și să nu plichisim audiența, haideți să încercăm să finalizăm aici prima parte, că ce e mult strică. La revedere, băieți!